Artiștii plastici din România se inspiră de multe ori din arta tradițională. Florin Gheorghiu a făcut chiar un cult pentru sculptura în lemn în stilul țăranului român, dintele de lup ce-l găsești pe porțile monumentale de lemn din vechime, regăsindu-se pregnant în opera sa. Împreună cu soția, tot artist plastic, Florin deține un atelier unde realizează icoane bizantine, combinând arta cu religia și viața tradițională. Iar pentru ca arta sa să nu rămână fără continuatori, a dezvăluit-o fiului său. De asemenea, este profesor de desen la Școala Generală Constantin Savoiu din Târgu Jiu și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, participând la tabere de creație atât în țară cât și peste hotare. Munca mea reflectă educația pe care am primit-o, plus moștenirea dată de către bunicul meu în a prelucra lemnul, dar și totodată școala de iconografie învățată de la socrul meu, Gheorghe Plăveț. Împreună cu soția mea, căutăm să dezăvârșim icoanele din zona artei bizantine, dar și readucerea unor elemente din folclorul românesc, precum dintele de lup, care este un element fundamental în sculptura decorativă românească, redimensionat în cadrul unor compoziții gândite împreună, plus bagajul de ornamentistică pe care ni-l oferă întregul folclor românesc. Acest joc geometric ne pune la dispoziție o seamă de simboluri ce sunt construite prin mozaicul triunghiurilor, a rombului, a cercului, o geometrie simplă ce constituie identitatea simbolurilor românești. Unde să mai pot găsi elementul soarelui, care e elementul care a creat lumea, elementul bradului, fălnicia, duritatea, strășnicia lui în timp. Elementul șarpelui, a râului, al izvorului, a fertilității, sunt o sumedenie de elemente ce dau contur acestui cufăr cu valori. Codru e frate cu românul. El a pus la dispoziția țăranului acest material călduros, primitor, din care țăranul și-a construit întreaga lume. Interiorul, dar și exteriorul caselor, curții, de la poarta țărănească, gardul, șopru, acoperișul, ușa, tinda, mobilierul de interior și, nu în ultimul rând, icoana.
În urmă cu 20 de ani am identificat sursa acestei sculpturi decorative în județul Gorj, ea fiind în zona Bumbești-Jiu. Prin mine și prin munca pe care o depun, consider că duc mai departe această zestre locală. Împreună cu Iliana, construim la patru mâini aceste icoane. Pe o parte, contribui la punerea în valoare a icoanei prin această sculptură, iar soția mea, Ina, prin experiența pe care o are în zona icoanei, creează zona sacră a lucrării. Reprezentările bizantine își au sursa de inspirație în vechile biserici și mănăstiri, în spațiile monahale din țara noastră. Consider că spațiul carpatin deține ca puncte cardinale aceste troițe. Troița românească. O troiță care poate fi găsită și te întâmpină la intrarea sau la plecarea dintr-un sat, în intersecția unui drum, în apropierea lăcașelor de cult, dar și a zonelor ce au în memorie luptele duse de-a lungul timpului de către înaintașii noștri. Elementele din troiță reprezintă cunoscuta scriere nimic fără Dumnezeu. Mai putem identifica Iisus Hristos, regele iudeilor, ca și scriitură în lemn. Mă identific în elementul sculptural pe care îl vedeți.